Autoritățile din Râmnicu-Vâlcea au atras în acest proiect, demarat în 2006, o fundație care s-a angajat să doteze clădirea cu toate cele necesare și să o administreze pe o perioadă de 40 de ani de acum înainte. Acest centru de bătrâni are o capacitate de 80 de locuri și conform contractului care l-a semnat cu cei care s-au ocupat de această investiție, 12 locuri vor fi pentru cerințele sociale, celelalte 68 de locuri fiind cu bani. Rezultatul este un cămin de lux în care persoanele vârstnice își pot duce traiul liniștite. Are aici de occidental. Ați fost acolo, ați intrat? Am fost vizitat. Nu știu cum se va menține. Dacă personalul și cei care vor fi cazați aici comunică relațional în așa fel încât să se păstreze în condiții decente și civilizate. Un cămin foarte frumos, cu aspect plăcut, cu personal tânăr și frumos. Un cămin chiar pe placul Vâlcenilor. Clădirea a fost ridicată cu bani din bugetul local al Râmnicului și a costat peste 11 milioane de lei. Bătrânii care vor să stea aici vor trebui să plătească lunar peste 2000 de lei.